Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am vrea să vorbim acum despre o problemă care crește în gravitate de la an la an și, deși voi nu știți, noi vorbim destul de des în studio despre asta și ne gândim cum am putea să abordăm problema asta cât mai corect și mai eficient. E vorba de consumul de droguri în rândul adolescenților. Au început să înregistreze decese din cauza supradozelor și, dincolo de, cum să spun, de percepția fiecărui părinte, că în școală, mă rog, în majoritatea școlilor din țara asta, consumul de droguri în spatele școlii pe undeva a devenit așa, un loc comun. Cum se fuma pe vremuri, la ascuns, acum, pe ascuns, acum din ce în ce mai des se fumează iarbă sau altceva, sau chiar mai rău, sau să iau etnobotani, cel mai rău. Iarba e o glumă. E o glumă. Față de ce se găsește acum pe piață. Sunt niște droguri foarte ieftine, așa numitele etnobotanice de la un moment dat, niște droguri chimice, care costă foarte puțin și care au efecte devastatoare asupra consumatorilor, care devin foarte agresivi, care au tot felul de probleme psihice ulterior. Asta e problema. Da. Și au început să înregistreze și decese din cauza supradozelor. Și nici nu știu dacă poți să le spui supradoze. Adică habar n-avem ce iau copiii ăștia uneori. Da, noi suntem depășiți. Da. Sau cum a fost cazul chiar ieri, cred, din cauza accidentelor rutiere în care sunt implicați adolescenți, care sunt sub influența unor substanțe psihotrope, nu? În acest timp, școala, agențiile drog, antidrog, mă rog, autoritățile, autorități în general mă refer, așa par să fie complet derutate sau nepregătite pentru a răspunde cum trebuie intensificării acestui fenomen. Dar în Parlament a apărut o inițiativă legislativă despre care se vorbește foarte mult zilele astea. Dacă trece în forma în care e acum Parlament, ar urma să fie impuse măsuri drastice potrivit propunerii. De exemplu, elevii și studenții ar putea fi testați pentru droguri la școală sau facultate, iar cei care refuză acest lucru, care refuză testarea, riscă închisoare, până la 5 ani de închisoare. E, mă rog. Adică nici măcar dacă testezi pozitiv, ci dacă refuzi pur și simplu să fii testat. Asta este o reacție foarte dură, care are fanii săi, sunt oameni care spun că așa trebuie făcut pentru descurajare. La telefon este psihiatrul Eugen Hriscu, unul dintre, altfel, bună dimineața, domnule, bună dimineața, doctor. Bună dimineața. Dumneavoastră sunteți oricum unul dintre cei mai activi membri ai comunității științifice care e preocupată de problema dependențelor din România. Sunteți membru Aliat, de fapt sunteți în conducerea Aliat. E clinica Aliat, este o alianța pentru lupta împotriva alcoolismului și toxicomanilor. Deci, toxicomanilor. Știți fenomenul. Voiam să vă întreb, atitudinea asta dură, duritate extremă, e cea mai bună metodă pentru descurajarea consumului de droguri? Evident că nu și... Dar de ce evident că nu? Stați un pic, de ce evident că nu? Că sunt mulți părinți sau oameni care spun, nu, domne, așa e, să-i descurajeze, să-i pedepsească ca să-i sperie pe toți ceilalți. De ce nu? Pentru că ceea ce trăim acum și ceea ce colegul dumneavoastră a descris foarte bine, felicitări pentru documentare, tragedia aceasta absolut uriașă a etnobotanicelor în populația tânără se datorează tocmai atitudinii acesteia represive pe care noi am practicat-o de fapt de la începutul fenomenului în România. Noi nu suntem o țară relaxată cu privire la consumul de droguri, noi suntem una din țările cu cele mai represive legislații la regimul drogurilor. Și efectul acestei represiuni, faptul că noi nu am investit aproape niciun ban în tratament. De exemplu, noi suntem o țară care nu are niciun centru de tratament cu paturi pentru copii și adolescenți. Noi suntem o țară unde un copil sau adolescent care consumă droguri nu are unde să facă detox. Nu avem o secție acută pentru copiii dependenți de droguri. Deci noi suntem o țară care a investit exclusiv în măsuri de represiune și care acum culege rezultatele politicilor pe care le-a derulat. Și anume, faptul că am orientat piața de consumatori dinspre drogurile care pot fi detectate și deci cu care pot să mergi la pușcărie, pe drogurile acestea noi
și extrem de periculoase etnobotanicele, care nu pot fi detectate, care sunt mereu în schimbare și pentru care nu pot ajunge la pușcărie. Deci, practic, prin aceste măsuri de represiune, noi am împins consumatorii și tinerii către situația în care ne găsim cu toții astăzi ca societate. Deci spuneți că o eventuală testare în școli, așa cum prevede acest proiect de lege, nu ar depista consumul de etnobotanice? Nu, evident, pentru că sunt niște substanțe care sunt în continuă modificare. În fiecare an sunt zeci, poate sute de formule chimice care ajung pe piață. Există un centru în Portugalia care monitorizează și în fiecare an apar zeci de astfel noi de substanțe. Deci, practic, ce am face, cum îmi spunea chiar ieri un pacient cu care lucram, cu care lucrez, eu cred că oamenii aceștia vor să încurajeze consumul de etnobotanice. Pentru că acesta este efectul acestor legi, probabil neintenționat, pentru că oamenii care le propun, de fapt, sunt oameni care nu se pricep și oameni care nu se consultă cu specialiști în domeniu. Dar credeți că dacă s-ar legaliza în România, de exemplu, o variantă mai light de marihuana, cum se întâmplă, am văzut în Cehia, am văzut în Grecia vara asta, se găsesc acum țigări gata făcute cu marihuana, dar au o cantitate mai mică de drog. Da? Credeți că ar fi o alternativă? Pentru că etnobotanicele astea, din câte știu eu, au și un cu totul alt efect, adică consumatorul de marihuana cu cel de etnobotanice au profil total diferit. Evident, etnobotanicele sunt substanțe care dau o dependență foarte rapidă și foarte severă, dau reacții psihice foarte grave, de tip psihoză, da. Consumatorul nu mai știe pe ce lume se află. Și sunt extrem de, cum spuneați, și sunt extrem de ieftine și de accesibile. Măsurile de luptat împotriva acestui flagel al etnobotanicelor, sigur, pot fi discutate. Chiar și această măsură de decriminalizare punctuală a consumului de cannabis este ceva ce poate fi discutat. Părerea mea este că e nevoie nu de inițiative din acestea erupiste care ajung la știri pentru că sunt atât de, nu știu, neinimaginabile, că așa ceva poate fi propus în România în 2022, dar am avea nevoie de o instituție funcțională a statului român, o agenție națională antidrog care să nu fie Ministerul de Interne, să fie o agenție independentă și care să reunească specialiști în domeniu care pot să creeze niște politici. Bun. Cu problema asta care crește în intensitate, vi se pare că societatea în ansamblu e pregătită pentru o dezbatere serioasă și fără patimi pe subiect? Eu cred că încă putem să avem, poate nu o dezbatere, dar măcar, pentru că sunt politici de sănătate publică. Adică, cred că cel mai bun exemplu este COVID-ul. COVID-ul a fost tot o problemă de sănătate publică. Sigur că au fost multe proteste legate de măști și legate de tot ce s-a mai întâmplat, de restricții și așa mai departe, dar, în general, imensa majoritate a oamenilor au acceptat și au înțeles, pentru că li s-au explicat. În mod similar, cred că, și bineînțeles, mult mai puțină lume este afectată de consumul de droguri decât a fost cazul în COVID, oamenii ar putea să accepte că pentru a obține o sănătate publică avem nevoie de aceste măsuri. Și aceste măsuri nu sunt cele de poliție. E ca și cum ai spune, este vechea mentalitate că bați copilul ca să facă ce vrei tu să facă. Dar noi știm că nu funcționează lucrurile astea și chiar dacă funcționează pe termen scurt, prețul pe termen lung pentru violență, pentru agresiune și pentru represiune este foarte mare. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicație. A fost în direct în deșteptarea psihiatrului Eugen Criscu, membru aliat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.